Dorința de a face un film despre canalul Dunăre Marea Neagră e de mult. Pentru că am citit multe memorii, unele excepționale, dar vă spun cu toată sinceritatea că mă împiedecam de final. În general, finalul, cei care ieșau, cam asta era finalul, ieșirea din închisoare sau venirea din canal, care era foarte emoționant întotdeauna, dar nu era mulțumitor. Și în momentul în care am citit cartea Vărul Alexandru a lui Adrian Oprescu, scena în care apare pruncul adormit și este învelit în zeghe, este acolo. Pe urmă am regăsit-o și în alte cărți de memorii, deci a făcut-se puțină legendă deja la canal, pentru că era un fapt inedit, ca un copil de 3 ani să doarmă acolo. Mi s-a părut foarte bună pentru final, pentru că trimitea în sus. Era un copil de la barăcile civililor. Erau foarte mulți civili care lucrau la canal. Și unul din copii, nesupravegheat, printre dâmburile de pământ, a ajuns acolo. Toate datele reale le-am păstrat. Chiar și în privința secvenței cu părintele Arsenie Boca, când reapare, am încercat să fie totul, pentru cine este pragmatic și vrea o explicație reală, totul era posibil. El putea să fie în alt pluton, acolo undeva, putea să fie. Nu putea să fie acoperit. Nu am încercat să creăm noi un lucru fantastic. Am vorbit cu mai mulți foști reținuți politici care au fost acolo și fiecare spune altfel. Depinde, depinde în ce perioadă a fost, depinde cine era șef atunci pentru lagărul respectiv, pentru că fiecare își impunea regulile lui. Dar acest gen de carceră a existat la canal și chiar acest gen de a balansa carcera și pe mine m-am mirat că nu o propteau mai bine, dar probabil avea un motiv să nu, că probabil ar fi, că nu o băteau în cuie de marginea barăcii, dar probabil se temeau, cine știe. Deci astea sunt fapte reale auzite și preluate. Vorbele lui Caraion sunt spuse de poet în momentul când spune ce ai Petre și îl spune țara noastră, măi băiete, țara noastră. Sunt vorbele lui Caraion relatate de Teohar Mihadaș în cartea lui. Dar nu, n-aș putea spune că m-am gândit la cineva, nici la Ciurunga, nici la dânsul. Părintele este Arsenie Boca și se anunță în început. Noi am încercat să nu facem publicitate când am făcut filmul, să nu trecem pe generic Părintele Arsenie Boca, dar la urmă, acum, când distribuitorul ne-a spus că în momentul când anunță filmul Poarta Albă, toți se gândesc la Becali, se gândesc la ce se întâmplă acum la Poarta Albă și că abar nu au ce s-a întâmplat atunci, am spus, dom'le, să punem totuși numele de Părintele Arsenie Boca. Am făcut o rugăciune, am pus, sper să mă ierte Părintele că ne-am folosit de faima dânsului. Poate totuși va veni lumea la cinema, pentru că e un lucru bun dacă vede acest film. Cred că mai ales un tânăr care îl vede, nu-l va uita ușor, presupun că va înțelege puțin cam ce a fost acolo. E o datorie pe care o simt, pentru că eu am trăit cât de cât aceste vremuri, eram copil, un văr primar de-al meu a fost la canal. În momentul când s-au împlinit cei 3 ani de închisoare, eu l-așteptam, eram la țară, cream că bine ziua, a râs bunica de mine. Și am cunoscut multe lume și atunci eram mai apropiat de acest univers concentrațional. Și mai ales la vârsta care o am, zis, chiar pe o datorie să fac acest lucru. Eram odată la o întâlnire, erau niște foști deținuți politici, Marcel Petrișor era domnul Demostrine Andronescu și, dacă mi-am inteles bine, Claudiu Târziu i-a spus, să știți că dacă ar veni vremurile astea peste noi și noi am fi închiși, noi n-am rezistat ca dumneavoastră. Era ferm convins de lucrul ăsta și eu la fel, chiar m-am gândit, chiar așa ar fi. Și ne-au contrazis imediat. Au spus, nici vorbă, voi credeți că noi eram pregătiți? Dar nici vorbă să fim pregătiți. Dar, într-adevăr, România era după un război greu, cu un moment extrem de dificil. Era și ne-a asigurat că dacă se schimbă încă o dată, să fim optimiști. Am avut noroc de distribuție foarte bună, consider. Cel mai mare noroc, cred că l-am avut cu Bogdan Nichifor. Ei au avut o partitură mult mai generoasă. Partitura lor e foarte generoasă. Relațiile dintre actori au fost foarte, foarte bune. Am avut noroc. Să știți că înțelegerea a fost mult înainte de a începe filmările. S-au reperat scenele grele, care erau greu credibile, cum a fost cea cu între părinte și Radu Vânzaru. Și am discutat mult despre ea. Cum trebuie să fie, că nici noi nu știam cum trebuie să fie. Și am tot discutat și asta s-a introdus în interiorul actorului și a început să lucreze. Și la filmare a mai trebuit foarte, foarte puțin.
au fost deținuți de la Poarta Albă. Cu ei am încheiat cu administrația, cu conducerea închisorii, am pus la cale, pentru că altfel nu știu ce ne-am fi putut face. Și dacă în prima zi au fost ceva mai suspicioși, le-am explicat însă despre ce este vorba, le-am spus câteva cuvinte despre canal, despre familia mea, despre așa mai departe. După două zile deja au intrat în joc, pentru că la început se mirau, deci facem duble, de ce dăm importanță unui amănunt de vestimentație, de ce erau, aveau senzația că ne luăm puțin de ei, așa că... Dar pe urmă au început să-mi prietenească cu actorii au mai întrebat pe unii pe alții, așa că după 8 zile erau chiar prietenii adevărate, cred că s-au creat. Și le-am promis atunci că vom face o vizionare la Poarta Albă. A fost un moment însă când era în fin convoiul acela lung și erau 500 de persoane și părea foarte mare. La Poarta Albă în realitate erau între 12 și 14 mii de deținuți, deci vă dați seama ce raport era. Nu, atunci au fost 5 lunetiști care erau, am așteptat o oră până s-au ascuns toți să nu-i vedem în aparat. Nu cred că era vorba de vreo evadare, dar însă și faptul că deținuții știau că sunt acești băieți bunochitori acolo, i-a scutit să ai pe gânduri. Atunci mi-am zis, dom'le, dacă evadează unul acum, facem reclamă filmului, dar mai bine că n-a fost să fie. Că urlau toate ziarele acest proces cu cei doi oameni foarte în vârstă, care realmente au fost torționari, dar mi se pare o tragicomedie, mi se pare ceva... derizoriu totuși. Dacă se făcea imediat după 90, poate atunci au fost mulți. E noi, au fost Patriciu la Cluj, au fost care știau date foarte multe. Adică atunci era nevoie de un proces. Era un mare pericol dacă filmul nu avea umor, pentru că se suporta foarte greu. Ori umorul, eu cred că este o condiție a supraviețuirii. E umorul de optimism, n-ai încotro acolo, ești pus acolo, n-ai ce să faci, atunci dacă totuși e ca un balon de oxigen. Dar am avut mai noroc cu cartea lui Florin Constantin Pavlovici, care are un umor extraordinar, după opinia mea, acum poate nu, e una din cele mai bune cărți în literatura română, o recomand cu căldură să citiți Tortura pe înțelesul tuturor. Și are în tot peisajul ăla sumbru, pentru că se întâmplă uneori lucruri cutremurătoare în carte, erau niște scene de umor, niște dialoguri în care glumeau și râdeau, care erau uluitoare. Erau... Asta am încercat, m-au ajutat mult și actorii, echipa și sper din toată inima că am reușit. Dumitru Nicodim, care a fost scenograful filmului, a scris o carte despre canal, Poarta Albă chiar se numește, o carte foarte, foarte bine documentată, ca și o altă carte extraordinară, Casa lui David, care a fost la Humanitas, dar nu mai e din păcate acum, și el a fost șef de șantier la o hidrocentrală și cunoștea bine barăcile de acolo și atunci am spus că foștii deținuți politici mi-au spus, mai ales referitor la filmul Binecuvântată fiind închisoare, a spus, mă, domnul, de treabă, erau noi zeghele alea, erau, de noi le-am mai patinat, le-am mai... Zic, face așa că noi eram zdrențe, erau zdrențuite, cârpite, cu zeci de petice, rupte, îmbrăcați și vin. Am încercat să facem de data asta, dar culmea, în mod paradoxal, sărăcia, care noi o doream, s-ar fi putut face cu bani foarte mulți, pentru că a trebuit o echipă mare să controleze, pentru că ei se dezbrăcau de alea și își luau măiurile lor, nu stăteau, le aruncau. Alea, joarsele care, pe care noi le chineam să le rupem, să le patinăm, să le... În sfârșit, cam în august am avut de filmat trecerea Dunării, unde cei doi erau cu părul mare, că pe urmă trebuia să-i tundem, că nu puteam filma nimic. Și a fost o filmare în avans atunci, de două zile. Pe urmă, dacă nu mă înșel, pe la începutul septembrie am filmat în Dobrogea, la cariera Sitorman. Am filmat 8 zile partea de canal, de exterior. După care am venit în București și am avut filmarea barăcilor. Între timp s-a pregătit, s-a amenajat interiorul unei barăci în satul Mihăilești, unde au rămas vreo 6-7 barăci din vremea în care se construia canalul Dunăre-București. Și ele au rămas încă cât de cât întregi și asta ne-au slujit. De altfel, acolo am filmat barăcile și la Binecuvântată fiind închisoare, doar că acum am folosit un alt drum să facem puțină diferență. Care a fost bugetul filmului?
cam 2 milioane și ceva de lei, nu știu exact, dar cam pe acolo a fost bugetul. 990 de mii a fost banii dați de la CNC.